Demarat în toamna trecută, proiectul municipalității de a instala garaje pentru biciclete în cartierele de blocuri s-a bucurat de un real succes. Acel proiect lansat în toamna anului trecut privind amplasarea unui garaj pentru biciclete, de fapt un prototip de garaj pentru biciclete la blocul ANL de pe 1 decembrie, s-a dovedit un succes. Deja ieri au mai venit încă 3 garaje, ce au fost amplasate, 2 în cartierul Micro 14 și 1 în cartierul Micro 3. Buzoienii care au biciclete proprietate personală și care nu dispun de un loc sigur pentru a le adăposti peste noapte au apelat la municipalitate, solicitând astfel de garaje metalice proiectate special pentru vehiculele pe 2 roți. Până ieri, când am anunțat montarea încă 3 garaje, aveam 45 de solicitări. Ieri au mai venit încă, cred eu, peste 10-15 solicitări de astfel de dispozitive pentru biciclete. Primăria se va strădui să îndeplinească toate solicitările primite de la bicicliștii buzoieni. Singurul inconvenient, dacă vreți, este faptul că producătorul va trebui să miște un pic mai repede, astfel încât să facă aceste livrări. Așa cum am mai spus, deocamdată avem contract cu producătorul pentru 15 garaje. Ele vor fi livrate în perioada imediat următoare, iar la rectificarea bugetară am discutat cu domnul primar să alocăm fondurile necesare, astfel încât să onorăm toate solicitările venite din partea asociațiilor de proprietari sau a cetățenilor. Toate cererile către primărie sunt înregistrate și vor fi onorate pe măsură ce vor fi făcute livrările de către producător.